dacă atunci când a fost montat locul de joacă oferea o imagine plăcută zonei, dar și un spațiu de distracție pentru micuți. În prezent, acesta a devenit un loc periculos. Asta deoarece bucățile rămase din lagăn sau tobogan pot răni orice copil. Oamenii spun că de vină ar fi autoritățile locale, întrucât nu supraveghează zona și nu îi amendează pe părinții ai căror copiii vandalizează spațiul de joacă. Lasă de dorit și lumea și în special puștanii ăștia. Ăștia strică. Cred că a 7-a, 8-a oară anul ăsta vandalizat, pentru că distrug domnul. Nimic. Uitați, mizerie ce. A făcut primăria, l-a făcut, l-a refăcut, iar peste tot fac așa, nu... Asta e educația care o avem. Autoritățile spun că situația este una cunoscută, dar nu prea au ce să facă. Spațiul de joacă a fost reabilitat, dar la scurt timp persoanele certate cu legea l-au vandalizat din nou. Locul de joacă, dacă anul trecut, la sfârșitul lunii octombrie, se deschidea un loc de joacă frumos, între blocuri la imun, cu multe piese și chiar piese rezistente. După ce în primăvară am intervenit odată, de 1 iunie iară, acum locul de joacă arată într-o stare jalnică. Polițiștii informează pe cetățeni că orice act de distrugere sau vandalism a obiectelor aflate pe domeniul public se sancționează conform legii. Sancțiuni contravenționale cuprinse între 200 și 400 de lei pentru persoane fizice și 1000-2000 de lei pentru persoane juridice, respectiv distrugerea coșurilor de gunoi, a stâlpilor ornamentali, a mobilierului urban. Administrația locală susține că își propune în fiecare an să amenajeze cât mai multe locuri de joacă pentru copii. Totodată, la anumite intervale de timp, spațiile sunt reparate în urma distrugerilor. Soluția pentru această problemă ar fi o utilizare corespunzătoare a mobilierului pentru copii, fapt care ar prelungi durata de viață a locurilor de joacă.